Cred că până acum ai înțeles greșit YouTube. Asta pentru că faci videoclipul, îl postezi și apoi aștepți să-ți aducă YouTube milioane de vizualizări. Nu funcționează chiar așa. Când nu faci vizualizări, ar trebui să te gândești din punct de vedere al YouTube. De ce meriți tu să faci vizualizări? YouTube este o platformă cu miliarde de videoclipuri, așa că trebuie să prioritizeze ce videoclipuri scoate în față. E normal, pentru că până la urmă, omul care intră pe platforma asta trebuie să fie satisfăcut. De ce? Pentru că dacă este satisfăcut de YouTube, se va întoarce pe YouTube. Și la finalul zilei YouTube poate să facă mai mulți bani cu reclame. Cum hotărăște YouTube dacă un videoclip este bun? Simplu. Oamenii dau click pe videoclipul respectiv, cât mai repede, și apoi se uită cât mai mult până aproape de finalul videoclipului. Deci în felul ăsta YouTube hotărăște dacă un videoclip este bun sau nu. Bineînțeles, algoritmul e mult mai complex de atât, dar eu am simplificat ca să se înțeleagă mai rapid. Deci trebuie să te întreb, de ce ar trebui YouTube să te promoveze pe tine când tu nu reușești să-i faci pe oameni să dea click pe videoclipul tău și de asemenea nu reușești să-i faci pe oameni să stea pe clipul tău? Mai ales că deja există oameni care reușesc asta. Chiar dacă un canal mare are mai multe șanse să obțină mai multe vizualizări tocmai pentru că oamenii îl cunosc, pentru că de asemenea cel care are canalul respectiv știe cum să atragă clicul. Până la urmă, YouTube dă șanse egale tuturor. Deci, contează foarte mult ce faci tu cu șansele astea, contează foarte mult dacă tu obții clicul ăla, dacă tu îi faci pe oameni să se uite pe videoclip. Deci, cel puțin în teorie, oricine poate să obțină pe această platformă vizualizări, abonați și așa mai departe. În primele ore de la postare, videoclipul tău va începe să fie promovat printre videoclipurile care deja atrag vizualizări pe acea nișă de la acea audiență. Deci contează foarte mult nișa și audiența. Tu te va promova acolo și va vedea dacă videoclipul tău reușește să atragă vizualizări, dacă reușește să atragă click. Dacă nu reușește, videoclipul tău va tot scădea și atât în recomandări cât și în căutări și atunci va dispărea. Dacă reușești să obții click reușești să obții durată de vizionare, atunci e un videoclip competitiv și YouTube îl va urca în căutări și în videoclipuri sugerate. Foarte multă lume înțelege greșit că dacă fac SEO gata, o să înceapă să aibă foarte multe vizualizări, se focalizează pe cum să obțină taguri bune sau mai știu eu ce. Nu funcționează așa. Pentru că, să zicem că un SEO bun te va aduce în fața oamenilor corecți. Dar dacă tu nu-i faci pe oamenii aia să dea click, nu-i faci pe oamenii aia să se uite la tine, nici o unealtă SEO nu te va salva. Contează foarte mult cum se comportă videoclipul tău în raport cu celelalte videoclipuri de pe nișa respectivă, de pe aceeași audiență. Adică e foarte complicat să spui că, de exemplu, o rată de click mare este bună. De ce? Hai să spunem că ai o rată de click de 16. Dacă tu te lupti cu oameni care reușesc să obțină rate de click de 18, de 20%, videoclipul tău nu va face vizualizări multe. În schimb, dacă ești pe o nișă în care rata de click, să zicem, a ta este de 7% și restul nu reușesc să se ridice peste 4-5%, deja ești pe primul loc. Deci contează foarte mult cum se comportă videoclipul tău în raport cu celelalte videoclipuri de pe nișa aia. YouTube trebuie să aibă mare grijă de 3 lucruri pe această platformă. În primul rând, de advertiser, cei care cumpără reclama, foarte importanți pentru că fără ei nu poate să meargă mai departe această platformă. Apoi privitorii, pentru că până la urmă fără privitor nu există platformă, dacă n-ai ce să se uite degeaba poți să faci tu cea mai bună platformă. Și bineînțeles ceilalți creatori de conținut care au rolul să atragă privitorii. Nu uitați că până la urmă YouTube este un business, o afacere și trebuie să aibă grijă ca această afacere să funcționeze în continuare. De aceea trebuie să aveți grijă voi ce postați, astfel încât să nu afectați această afacere, să nu afectați această platformă. Există reguli ce explică foarte clar ce tip de conținut ai voie să postezi pe această platformă și dacă tu vrei ca ceea ce construiești în acest moment pe această platformă să dăinuie, să îți aducă în continuare, an și an la rând, bani, audiențe și așa mai departe, ai grijă să postezi conținut care să nu afecteze platforma. De asemenea, tu trebuie să-ți dai seama că ești într-o continuă competiție cu alți creatori de conținut care deja înțeleg cum să facă un videoclip care să țină oamenii pe el, care deja înțeleg cum să facă un thumbnail care să atragă clicul. Așa că e momentul ca și tu trebuie să trebuiască să treci la următorul nivel, să îți îmbunătățești toate skill pe care le ai, să înveți să creezi conținut mai bun, să înveți să citești mai bine datele statistice, toate astea te vor ajuta să intri în competiție cu oamenii care deja sunt pe primele locuri. Competiția este bună până la urmă pentru că te ajută să progresezi. Trebuie de asemenea să schimbi și modul tău de a gândi pe această platformă. Multă lume va începe să se plângă de algoritm, multă lume se duce în altă parte pe alte platforme pentru că acolo primesc mai multe vizualizări, primesc mai mulți abonați deodată și așa mai departe. Da, acolo oamenii se abonează mai repede, da, faci mai ai multe vizualizări, da, numerele astea sunt acolo. Doar că gândește-te că nu ai cum să scrii o audiență fidelă, oamenii care să stea alături de tine, dacă tu ești acolo, să zicem, 15 până la 60 de secunde să le vorbești ceva. Nu există, nu se poate să scrii o audiență cu adevărat puternică doar prin conținut scurt. Și asta sunt sigur că sunt conștienți și cei de acolo, de aia veți vedea foarte mulți oameni de pe alte platforme cu conținut scurt că încearcă să-și creeze și canale de YouTube. Pentru că aici e adevărata audiență, e aici adevărata modalitate de a crea acea conexiune și a crea acea audiență fidelă pe care o visează toți creatorii de conținut. Nu trebuie niciodată să dai vina pe algoritm. Algoritmul este un factor extern pe care nu poți să-l controlezi. În momentul în care începi să dai vina pe factor extern, deja creezi frustrare. În schimb, dacă te duci la oglindă, te uiți acolo și îți dai seama că tu ești vinovatul și în același timp tu ești cel care poate să te schimbe și să devină din ce în ce mai bun, îți schimbi un pic modul de gândire și în felul ăsta progresezi. Asta pentru că un conținut de valoare, un conținut care ajută, care distrează sau care motivează, 100% până la urmă își va găsi audiența. Trebuie doar să continui să faci ceea ce ai făcut bine până acum. La ce ar trebui să fii atent ca să începi să faci vizualizări încă din acest moment? În primul rând, pentru a învăța să creezi, trebuie să creezi. Foarte ciudat, dar în același timp nu există altă metodă. Mă uit tot timpul la verificările de canale și sunt oameni care nu au mai postat de o lună, de două luni de zile și se gândesc oare de ce nu crește canalul. Pentru că nu ai postat. Postând constant, în primul rând, ții legați oamenii de conținutul tău, foarte importantă chestia asta, și în același timp înveți să creezi conținut. Înveți să adaugi tot felul de efecte, înveți să ții oamenii pe clipurile tale prin diferite metode de editare. Înveți să editezi mai bine per total. Înveți cum să eviți anumite lucruri pe care trebuie să le scoți de pe clipuri și așa mai departe. Doar făcând, experimentând, poți să devii mai bun. Deci creează conținut ca să devii mai bun. În al doilea rând, învață să ții oamenii pe clipurile tale. Mergi în YouTube Studio, la date statistice pe fiecare videoclip și vezi la retenția publicului acolo. E un grafic foarte interesant pe care foarte mulți dintre voi îl ignorați, dar care 100% vă va ajuta. De ce? Pentru că în momentul în care vezi că a picat efectiv graficul, vezi, băi, ce am spus aici? Poate eram prea plictisitor, poate m-am repetat, poate am spus un cuvânt care a determinat pe oameni să creadă că deja s-a terminat clipuri și așa mai departe. Vezi ce ai făcut acolo și nu mai repeta chestia aia pe clipuri, pentru că te va ajuta foarte mult în momentul în care scoți așa ceva, nu mai repeți. Da? Deci e foarte important să urmărești acolo în date statistice cum ții oamenii pe clipuri cât mai mult. Următorul lucru pe care te să-l înveți este cum să atragi clicul. Adică, te interesează să faci un titlu care să trezească curiozitatea oamenilor și un thumbnail care să-i oprească din scroll. Deci, țineți minte, oamenii de pe cele mai multe ori sunt pe mobil și dau scroll și trebuie să se oprească în momentul în care văd thumbnail-ul vostru și apoi să se uite pe titlu, să dea click acolo, să vadă despre ce este vorba. Deci, e foarte important să oprești scroll-ul, să-i faci pe oameni să dea click, să-i faci curioși să intre acolo să vadă ce au de primit de la tine. Vrei să înveți să ții oamenii cât mai mult pe clipurile tale? Uite un videoclip în partea stângă și ne găsim acolo.